Bună dimineața, dragilor, și bine ați venit la un nou vlog. Am venit în tabără să vedem ce fac copiii. Ei știu că o să vin într-o zi când îs ei în tabără, dar nu cred că mai știu ei că astăzi o să vin. Și acum sunt curios să vedem dacă le prind reacția când mă văd. Sunt la poartă, aștept să mă deschidă și mergem la ei. George m-a văzut! George m-a văzut! Și mă, tati! Dar nu știu că viu! Da, da. Acolo să se iei Maia, acolo e acolo Maia. Nu știu dacă m-au văzut. Maia, unde e? Ia, lasă-mă. Mama, nu mai fac așa. Cum e Maia? Îți place? Bine te-am găsit. E ora 8 dimineața și copiii încet încet ies la înviorare, care cum se trezește, se spală și ies pe teren, unde o să fie toți la 8 jumate să facă înviorarea. Reacția lui Maia nu am prins-o, pentru că m-am prins cu camera oprită și o sări pe mine, dar a fost foarte încântată și pe urmă dus-o pe Sara, pentru că nu s-a aștepta să vină și Sara. Foarte bucuroși că ne-am întâlnit aici. Acolo e George și Sara. Ce, tata? Ce? Bișu! Maia! Fii un pic! Pe Sara o trece pic, hai să vină când ne ajută Maia. Te duci cu Sara la baie, că eu nu știu unde e. Da. Că trece pipi. Te rog. George, ce faci acum? Să-ți aduc scara ca să nu mai deranjezi patul? Ce o aduc acum? Tu ți-o aduce mai repede. Fosforescent! Acolo e mai tare cu scara. Fosforescent! Cum e mai ales? Ai făcut patru? Da.
Așa lupă. Și ți-o dă ție după. După ce o faci, ți-o dă ție. Mergem afară cu urmă să dăm cu ea. Trebuie să o fac și la sfârșit. Da? Traduce topogonul? Da. Și ea ce ați făcut? La 5 ne-am gustat. La 5, dar acum la 2 ce se întâmplă? Ne dă de casă. Da? Și mi-e foame, sincer. Ursul a venit pe aici? Nu. N-a fost? Mi s-a părut la 9. Da, uite că este gar. Este gar și n-a venit. Și noaptea ai dormit? Maia, mai față!
dreapta. Nu, nu pe dreapta. Prin dreapta. Stop, pune jos. Încă un pas. Încă un pas. Bravo. Gata. Hai, hai, hai. Proaște mare. Ai vrea să-i pui elastic. Cum îi pui? Îți place aici în tabără? Da. Așa că e frumos. Da. Rămânem aici peste noapte. Da. Tu vrei să rămâi? Da. Hai, puiu. Tu ai spus că este aici un mormânt de pasăre. Da. Unde e? Hai să-l vedem. Eu nu știu unde e. Mi-l arăți? Da. Acolo e pasăre. A, nu, da, să nu strici mormântul. Dar nu-i pasăre adevărată. Nu-i adevărată, dar de ce? De plastic? Nu, e de alea de luată așa. Și pasărea unde-i? Nici o pasăre. A, deci în final nu este o pasăre. Și cum îi pui eu? Te-ai dat pe topogan. A? Da, pe topogan atât am transpirat. Da. Păi 5 după masă și în sfârșit am reușit să conving pe Maia să vină să ne povestească un pic de cum e în tabără. Aici e o activitate non-stop, adică tot timpul copiii sunt în activități și atunci e foarte greu să renunțe la activități și să vină să povestească un pic pe vlog. Cum e, tati? Cum a fost prima zi? Ce ați făcut prima zi? Prima zi ne-am trezit, am mers să facem sport, am mâncat, am mers sus, ne-am făcut paturile, după am... Da, activitatea cea mai mare care ați făcut-o? Vânătoare de cumori. Vânătoare de cumori? Aia a fost marți. Nu. Marți și luni? Ok, hai povestește-ne de vânătoarea de cumori, pentru că toți copiii au fost foarte încântați de vânătoarea de cumori. Ce joc a fost? Păi... Cum am făcut noi pe vlog? Dacă ne povestește. Mult mai fain. Mult mai fain? Da. Păi trebuie să-l facem și noi, să facem un vlog. Bine. Ok, dar povestește-ne. Mulți copii și mulți oameni. Povestește-ne un pic, așa în mare. Păi, lideri stăteau acolo cu niște bilețele și... De exemplu, am fost la gust. Mi-a dat 3 chestii să le gust cu ochii și nu mă spun loc și trebuia să le ghicesc. Alții au fost la ghicitor, alții au fost la... adică pun ceva la ochi și ating și trebuie să-și dai seama. Alții au fost la... mai știu, la alții. Și dacă... deci mergeam pe rând, din fiecare echipă mergea câte unul, că eram vreo 7 echipe, vreo 4-5 echipe din 7 copii și ne-am împărțit, dar n-am merit nici cu Sofia, nici cu Hana și nici cu Alexandra. Și ți-o părut rău? Da. Na, așa a fost jocul, dar toți copiii au fost încântați. Și din câte am înțeles, ieri ați fost în drumeție? Și a fost fain? Da, dacă... Ați obosit? Da, și am cale leveniță. Da? Și alții s-au fost cu mașina și am pierdut leveniță. Da. Ați mers pe jos de aici până la lac? N-am fost la lac. Cum? Ați fost la lac ieri? N-am fost la lac. Nu la lac, în drumeție, scuze. Am vrut să mergem până la lac. Și un șarpe. Șarpe l-ai văzut tu? Da, atât de gros. Tu ai noroc să vezi numai tu fel de animal. Și ți-a fost frică? Da. Ok, azi e miercuri, nu? Da. Mai stai încă 2 zile. Vrei să mai stai sau vii acasă? Eu de seară mă duc acasă cu Sara. Vrei să mai stai sau? Da, nu, doar nu stai, că n-aveți. Nu, vin că e full. Ați venit foarte mult. Ai, ai, ai. Deci mai rămâi de azi, așa? Mhm. Înseamnă că îți place. Da. Dar la vânătoare de comoră ați un Kinder de ciocolată, atâta cu ciocolățele de la Kinder. Și de la de 7 și din fiecare echipă la tot ciocolată.
Da. Și echipa, după ce a fost și a dus tot bilețelul, a dus tot bilețelul, mă, și eu a spus la Rebecca. Și după am fost, ne-a dat un pic, ne-a dat un bilețel care scria unde e, în ce loc e și noi trebuia să o găsim. Adică, nu știu exact. Exemplu, după Foișor. Și noi trebuia să mergem după Foișor și trebuia să o găsim. Și Alex, băiat, o găsim cu mara mușit. Și am zis gata, am fost pe locul 2. Pe locul 2? Felicitări. Nu știu exact jocul ăsta, vânătoare de comor, dar toți copiii din tabără sunt super încântați. Bine, drăguță, mulțumim că ți-ai făcut timp azi din activitățile tale și în final ai venit să dai un interviu pentru abonați. Îți mulțumim. Poți să pleci la activitățile tale. Pa! Pa, pa! Tati, plecăm acasă. Da. Da? Și eu vreau acum cu balonul. Păi cu balonul mergem acasă. Hai să mergem, da. Să ne salutăm pe frățiuri. Da. Îi dau un pupic la mama. Da. Și pa. Mai ai un pupic? Nu mai poți pupic. Noi plecăm acasă, copii. Da. Să mă rămâneți cu minți, că noi în două zile venim după voi, bine? Fine. Eu duc balonul acasă. Da, să fie cu minte, da? Da.